Asociația Județeană de Fotbal Maramureș a anunțat organizarea unei noi competiții în sezonul 2015-2016. Este vorba despre un campionat de fotbal feminin la nivel de junioare, ceea ce reprezintă o premieră pentru județul nostru. În această competiție se vor întrece 4 echipe: Venus Maramureș Satulung, Salina Ocna Șugatac, Independența Baia Mare și Școala Gimnazială Băița de Subcodru, echipă nouă afiliată la Asociația Județeană de Fotbal. Noul sezon din fotbalul Maramureșan va debuta în acest sfârșit de săptămână, când este programată faza de județ a Cupei României. Primele etape din Liga a 4-a și Liga a 5-a vor avea loc în data de 28 august. De asemenea, mâine este ultima zi în care echipele maramureșene de fotbal pot depune documentația necesară pentru noul sezon. În caz contrar, acestea nu vor avea drept de joc.